Bună ziua, dragii mei! Am băgat la semnal la porumb de o săptămână și ceva. Și am zis să mai fac un mic clip ca să vedeți voi cât e de uscat terenul. Deci urma marcatorului rar pune scoate câte un pic de reveneală. Restul este uscat. Suntem cu tractorul John Deere 5100 RM și asemănătoare monosem. Ca marcatorul așa se întoarcem așa. Coborăm așa. Coborăm și marcatorul. O să vedem cam până unde ajunge, că aici e marginea bucății unde încheiem, alături are un vecin. Ia să vedem cam cât ne încadrăm. Marcatorul merge pe lângă rândul lui. O să-l ridic sus și mă mai întorc înapoi cu trei rânduri ca să încheiem bucata. Pentru că mai bine până marcator, pardon, am dat rămâna volan. Numai bine vinem cu trei rânduri până în margine. Așa că îi dăm bătăi. Alături vă care vecinul floare, deja au început să iasă. Deci suntem cu semnătoare monosem, 6 rânduri. Semănăm o densitate de 56.000, nu vreau să mai băga mai mult. Și așa, din secetul cu predaț, abia aici se vede marginul, ne mai scoate câte un pic de umizeală. Nici n-am putut să pregătim bine de uscat, bolovăniș, cel puțin nu ne-am arat mai pe moale, bolovani, eu știu. Nici nu-mi vine, am vrut să filmez de acolo, dar zic, lasă-mă, cel mai bine uci golovani aveți aici. Deci golovani uscați, că aveți face cu ciocanul. Cam așa stau treburile anul ăsta. Să fim nevoiți înapoi când ne întoarcem. Să suspendăm trei rânduri, să mergem numai trei. Atunci o să închidem și calculatorul, că nu putea să mergem cu el deschis pentru că ne claxonează. Mă scuzați că mă cam plimb, așa că și cu ochii la marcator și la să prind să clip o cât. Deja lucernele la noi se usucă. Deci dacă a început lucerna să usuce, înseamnă că
jos nu mai este umidat loc. Grâie la fel, fulsucă. Astea care le avem pe aici au fost semănate mai târziu. Au început și ele, dar totuși mai rezist. Dar sunt grâie care deja nu se mai trage nici un pic în adere la el. Dar nici nu o să semănăm pentru că n-are rost să întoarcem. Dacă pe să ploaie, îmi întoarce. Dacă nu, nu. Deci, cum v-am spus, acum o să ne întoarce numai cu 3 rânduri înapoi. Pentru că atât nu-i porți aici. Și căutăm așa și urmărim aici, lăsăm 3 rânduri în partea dreaptă. Acum o să fim nevoiți să mergem să scoatem furtunile pe partea dreaptă. Acestea trei care vin sub pe semănătură, astea le scoatem, să nu mai bage. Și o să fim nevoiți să închidem și calculatorul acum. Soarea începe să iasă la vecinul, dar iese capite de rând, după cum o prins umiditate. Mai vedem și cu 2-3 săptămâni dacă mai rezistă. Coborâm. Să l-au zis că e de urât face când avem rânduri care nu bagă. Auziți. Da, am închis că știu că sămânță este. Și o să-i dăm așa, încălecăm alea 3 rânduri. Și-i dăm cu 3. Da, dragii mei, eu vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă m-am exprimat greșit undeva că deja mi-au închis ăștia stomatologiile și am început o lucrare și împreună putem să o facem, să o continuăm. Vă rog să mă scuzați de accentele, greșelile care le fac din vorbire. Eu vă doresc multă sănătate și vă mulțumesc pentru vizionare. Spor la treabă!